tot mai multe întrebări m-au fost și legate de faptul că constanțenii nu reușesc să, nu știu, să ajungă la dumneavoastră sau întrebările, sugestiile lor, opiniile lor, să ajungă mai repede la dumneavoastră, să primească și răspuns. Vreau să vă întreb dacă aveți un plan, nu știu, o strategie pentru relația aceasta constanțean-primar și eventual și sugestiile lor să le transformați în proiecte. Doamna, eu am telefonul plin de mesaje de la numere pe care nu le cunosc și cărora le răspund. De asemenea, pe e-mail răspund. În toate posibilitățile de comunicare, sigur, nu le răspund la cei care sunt irreverențioși, care vorbesc cu el. În rest, la oamenii care ridică probleme și vorbesc civilizat, chiar dacă uneori problemele sunt, hai să spunem, bizare, eu și atunci le răspund. Acum, sigur că nu pot să le răspund eu tuturor, pentru că mai am și treabă, dar nu se pune problema ca să nu intru în legătură cu oamenii sau să nu vreau să le răspund. Dar luați în calcul și... Uitați, haideți să facem ceva. Facem o emisiune la dumneavoastră, dacă vreți, nu știu, săptămânal, și să puneți în direct cu mine pe cetățeni și... Acceptăm propunerea. Și vorbim cu domnul Popescu, eu unde pe strada Bădăra, am problema asta. Și eu notez, bun, ok. Luăm telefoanele în direct și vorbim direct cu cetățeanul. Cel mai bine, cel mai bine. Și ca să vedeți că nu am niciun fel de... de rezerv, și că nu fugiți de, Dar de ce să fug? E așa, zic că nu reușesc să ajungă la dumneavoastră. Eu nu știu dacă la vechea administrație tot așa doreau să ajungă și ajungeau. Nu mi s-a părut. Dar nu am nicio rezervă și chiar îmi doresc să stau de vorbă cu ei și să le explic unora, pentru că de multe ori nu înțeleg cum este și cazul noulei hai să spunem, noi turbulențe generată de regulamentul de acces. Asta vreau să vă întreb, că par de subiectul acesta de câteva zile a primit consilierii solicitări vor ședințe extraordinare și secretarul municipiului nu îi refuză. Haideți să dezvoltăm, pentru că nu știu, am impresia că mulți ori nu au citit regulamentul de la cap la coadă, ori nu vor să înțeleagă clar. Eu mai explic încă o dată și ajung și la consilier. Acceptăm cu toții că zona aia e centru istoric al Constanței. Deci nu e orice cartier. Vrem să ne comparăm cu centrele istorice din țara asta și orașe, să spunem, de nivelul, de rangul Constanței, că se cheamă Sibiu, că se cheamă Oradea, Timișoara, Brașov. Vrem. Amintesc. În 2011 a fost adoptată prima hotărâre de Consiliu Local, deci acum 10-11 ani. Pe vremea lui Radu Mazăre, exact. Prin care Consiliul Local, în înțelepciunea lui, a spus că zona aceea e o zonă pietonală. Mai mult decât atât. Deci este acea hotărâre? Oricine o poate găsi pe site-ul primăriei? Da, o fac publică eu, nicio problemă. Dacă există dubii vis-a-vis de ce spun eu. Dar de ce nu există dubii? Că fără acea hotărâre nu puteau să fie atrași banii europeni pentru reabilitare. Pentru reabilitarea ce a urmat a unei părți din zona peninsulară, din centrul istoric. Și au fost atrași peste 10 milioane de euro. În proiectul acela de reabilitare, în povestea care a fost scrisă și pentru care s-au primit fondurile, acolo se specifică foarte clar că zona este exclusiv pietonală și ocazional carosabilă. Lucrul ăsta nu s-a întâmplat așa. Știți foarte bine că după ce s-a executat, zona a fost preponderent carosabilă. Mașinile au fost importante și nu cetățenii. Câțiva ani de zile cât eu, era terminul acela, bănuiesc. Da, eu însumi am semnat acum, împreună cu ministrul Ceche, proiectul de reabilitare a celelalte părți. Peste 6 milioane de euro și suntem acum în faza în care se execută proiectul. Când zic proiectul, mă refer la proiectarea în sine. După ce se vom primi proiectul executat de un proiectant, vom ridica pe SICAP și vom licita execuția. Deci noi anul viitor va trebui să începem execuția lucrărilor acolo. Da? Tot la fel am spus că zona este pietonală și ocazional carosabilă. E normal ca să însoțim
acești bani europeni, aceste proiecte, de un regulament de acces în zona peninsulară, cum, de altfel, veți vedea în luna decembrie în Consiliul Local, vom introduce un proiect de fațadizare, prin care vrem ca aceste clădiri din zona veche, din zona peninsulară, să arate mai bine. Păi și cele care au un proprietar? Pe toate. Noi, deci proiectul acesta, privind reabilitarea acestor clădiri, se adresează proprietarilor clădirilor. Îi veți ajuta cu bani, deci, sau cum? Exact. Există varianta asta, știți, totdeauna biciu și zăhărău. Există biciu aplicat până acum în sensul în care dacă clădirea arată rău, se supraimpozitează, dar noi vrem să oferim și facilități. Și venim și spunem așa, dacă aveți bani, vă rugăm, faceți pe banii dumneavoastră, iar noi vă vom scuti de taxe și impozite pe o perioadă, nu știu, să zicem de 5 ani de zile. Dacă nu aveți bani, suntem capabili să vă dăm bani noi, să purcede și chiar să rezolvați, să vă reabilitați clădirea, să o fațadizați, să arate frumos, iar noi nu vă vom, noi vom lua banii de la noastră în următorii 5 ani, fără să vă percepem comisioane și dobânzi. Deci, lucrurile astea se vor întâmpla. Ca să avem zonă pietonală, zonă frumoasă, trebuie să nu mai putem, nu mai dăm voie la acces în zona asta tuturor mașinilor. Și știți că avem excepții. Pe de o parte trebuie să înfrumusețăm clădirile și atunci trebuie să avem un regulament de acces în zona peninsulară, să controlăm foarte clar lucrul ăsta, zona să fie într-adevăr majoritar pietonală și de asemenea trebuie să avem o procedură, un program multianual pentru refațadizare și îngrijirea clădirilor de acolo, care de fapt toate împreună reprezintă centrul istoric al Constanței și trebuie să fie atractiv. O să dau citire în urmă mesaje legat de regulament care continuă să vină. Ne spune cineva, sunt reprezentantul unei societăți de shipping care și are sediul în zona peninsulară. După cum știți, ca și activitate nu putem funcționa fără autoturisme proprii necesare, deplasări în regim de urgență la terminarea sosirea navelor. Cum înțelege primăria să repare prejudiciul pe care îl înregistrăm zilnic ca urmare a neacordării permiselor de acces pentru zonele, pentru persoane juridice? Ce se întâmplă cu societățile comerciale, deci, din zona peninsulară? Dacă vorbim, înțeleg că dumnealui este ironic, așa. Aș putea spune că își poate muda sediul din zona peninsulară, dar cine în toată lumea asta, când vrei să stai în centru istoric, îți asumi de la bun început chestiunea asta. Acum, că firmele de shipping, că alte firme sunt acolo și că au nevoie de mașini, nu, îi putem înțelege. Dar asta nu înseamnă că trebuie neapărat să stea acolo firmele de shipping, se pot reloca în altă parte. Noi nu putem... Trebuie să-și mute sediul, practic. Să-și mute sediul dacă așa se pune problema. Noi nu putem acum să nu prezervăm zona aia pentru că o firmă de shipping își are sediul acolo de câțiva ani de zile. Chiar nu cred că e cazul să punem problema în felul ăsta. Ce alternative ați oferit locuitorilor peninsule care au câte un autoturism, dacă au mai cei mult de au... o mașină la nivel de unitate locativă, unde parcăm al doilea autoturism al familiei? Acum, variantele sunt în zona limitrofă peninsulei. Există o variantă de parcare în funcție de unde locuiește fiecare, pe Bulevardul Marinarilor. Există variante de parcare pe Bulevardul Reginei Elisabeta. Există variante de parcare în Portul Tomis. Cred că sunt destule. Da, să vă spun ceva. Noi am făcut la nivelul primăriei o analiză a regulamentelor de acces în centru istoric, așa îl considerăm noi zona asta peninsulară, și am pus așa regulamentul din Brașov, regulamentul din Sibiu, regulamentul din Cluj, regulamentul din Oradea, e cel mai permisiv al nostru. Deci vă spun că în Sibiu nu intră nimeni cu mașina în centru. Nici măcar cei care locuiesc. Nici măcar riveranii. Nu intră nimeni. În Bruj, ca să ne ducem mai încolo, nu intră nimeni cu mașina în centru istoric. Da, absolut nimic. Bun, deci constanțenii trebuie să știe că dacă au nevoie un taxi
îl pot lua din zona peninsulară, ambulanța, pentru că a fost zilele trecute, chiar ieri, o discuție că nu a putut ajunge sau nu s-a dat cu ambulanța. Dincolo de asta, pentru cazurile deosebite, care se judecă în câteva minute de Comisia de Circulație, pentru că există un grup pe WhatsApp operativ în permanență, că vorbim de cortegii funerare, că cineva vrea să-și locuiește acolo și vrea să-și care o mobilă. Nu e niciun fel de problemă. Nu am putut imagina toate situațiile posibile și am spus, dom'le, în situații deosebite se dă acces în zona peninsulară. Problema noastră este... Și de unde iau acest acces? Trebuie să meargă la primărie să... Nu. Există o cerere care se poate face la Direcția de Servicii Publice. Imediat se pune în funcțiune, această celulă, Comisia de Circulație, și imediat dă acces. Ieri, de exemplu, a fost cazul unui cetățean care a vrut să-și ducă mobila la el acasă, era liberan, lucra acolo și n-a avut nicio problemă. I s-a dat drum, a făcut cerere și a dat drum și a dus mobila. Problema noastră este să nu staționeze și nu avem nicio problemă cu cetățenii care au 5 mașini, dar toate mașinile se intră în garaj. Ideea este următoarea, să nu stea în zona carosabilă. Și cu asta vorbim. Pentru că dacă stau pe zona carosabilă, străzile oricum sunt mici, atunci ele nu mai sunt pietonale. Dar de ce credeți că s-a pornit așa o campanie negativă vis-a-vis de acest... Oamenii au ieșit dintr-o zonă, nu știu de ce s-a pornit, pentru că, știți, dumneavoastră aveți întrebările de la 100-200 de constanțeni care stau în zona peninsulară. Dar cine îi întreabă pe restul până la 300.000 de constanțeni care stau în Tomis Nord, care stau în Anadol Chioi sau care stau aparnam în Viile Noi sau în Palas? Adevărat, dar vorbim și despre consilieri care nu sunt de acord, ci de la USR, spre exemplu, care au și cerut ședință extraordinară pentru... Da, comportamentul ăsta USR-ului nu care înțeleg eu, pentru că acum când am plecat din primărie, era o ședință de vreo 2 ore în care se discuta cum să amendăm regulamentul. Bine, asta e o altă discuție. Las la o parte faptul că el a fost supus, știți foarte bine, a fost în transparență decizională, toți cetățenii... Exact, și l-au votat. Și l-au votat, da? Și el este un regulament votat. Iar dacă este votat, stimată domnișoară, ce trebuie să facă primarul? Să-l aplice. Așa spune legea, primarul trebuie să-l aplice. Acum, ne-am trezit odată, avem revelații și vrem să-l modificăm. În regulă. Nu e tocmai auzitată cu toma asta, am acceptat să intrăm într-un modul în care să vedem cum îl putem amenda. Consilierii USR prin reprezentanții lor de 3 zile consecutiv, azi a 3-a zi, participă la ședințe la primărie în care se discută variante de amendare a regulamentului pentru a rezolva unele din problemele ridicate de cetățeni. Bun. Dar dacă ei sunt într-un modul de discuție la acestor, de ce să pui sau să ceri suspendarea pe 6 luni de zile?